Jurnalul de seară la Digi24, bun găsit tuturor, un tânăr medic de doar 27 de ani a murit la Timișoara după ce a ieșit din gardă. L-a găsit în casă mama lui. Colegii sunt devastați, vorbesc despre burnout, se poate întâmpla după perioade foarte lungi de efort susținut și implicare dincolo de limitele normalului. Oamenii ajung să nu mai poată, funcționează ca niște zombi la limita supraviețuirii. Știm că jumătate dintre medicii României sunt în această situație. Astăzi, când România nu mai are niciun loc la terapie intensivă pentru bolnavii de COVID. Situația este dramatică, recunoaște chiar Ministrul Sănătății, care spune că următoarele săptămâni vor fi proba unei generații. Înțelegem că ce urmează va fi ceva ce nu s-a mai văzut. Ultimul hop, se spune, și aflăm că în spitale s-a comunicat deja că nu se mai fac decât operațiile urgente. Toate resursele de terapie intensivă le trebuie pacienților COVID. Ce urmează? Ne vor spune în direct doctorii Andreea Moldovan și Bogdan Oprița, vor fi invitații noștri. Tot pentru o ultimă mobilizare, premierul Florin Câțu ne arată astăzi luminița de la capătul tunelului. Ne pregătim să revenim la normal, treptat, începând din iunie. Ce știm despre această revenire, inclusiv cu reguli concrete de intrat la teatru, concerte, la școală sau în restaurante? Vă spunem în această seară cu invitații noștri. Începem jurnalul. Începem cu detalii despre situația dramatică despre care vorbeam. În acest moment nu mai există niciun loc liber la terapie intensivă pentru bolnavii de COVID. O veste proastă vine și de la Suceava, unde a fost descoperită o mutație a tulpinii britanice care pune sub semnul întrebării eficacitatea vaccinului. Criza de la terapie intensivă face ca bolnavii să fie internați în unitatea de primiri urgențe pentru a putea fi tratați. La Craiova, doctorii au recunoscut că spitalul nu a mai fost niciodată atât de plin și niciodată nu au avut nevoie de atât de mult oxigen. Instalația de gaze medicale este supra-solicitată, medicii au decis să amâne toate intervențiile chirurgicale care nu reprezintă o urgență. La Spitalul Județean din Craiova nu mai este niciun loc liber pentru pacienții COVID în stare gravă. Din lipsa de paturi la ATI, bolnavii sunt internați într-o parte din unitatea de primiri urgențe, transformată în secție COVID și denumită de medici izolator. În acest moment, în izolatorul Spitalului Județean de Urgență din Craiova sunt 21 de pacienți. 14 dintre ei sunt pe lista de așteptare pentru un loc în secția de terapie intensivă. Din păcate, acolo nu mai este niciun loc liber. Este o supra-solicitare, este practic depășită resursa și resursa materială, cât și resursa umană. Din cauza numărului mare de pacienți care au nevoie de oxigen, rețeaua de distribuție a spitalului funcționează la capacitate maximă și se poate strica în orice moment. În aceste condiții, medicii au fost nevoiți să amâne intervențiile chirurgicale care nu erau urgente. Este o situație fără precedent. Nu s-a mai confruntat spitalul nostru cu asemenea situație. Presiunea oxigenului este redusă. Spitalul în acest moment asigură intervențiile chirurgicale de urgență. Acele intervenții care se pot temporiza, se temporizează, tocmai pentru a putea să tratăm pacienții în mod corespunzător. În Iași, toate cele 66 de locuri de pe secția de terapie intensivă COVID din județ sunt ocupate. 20 de pacienți au fost deja internați într-o parte din unitatea de primiri urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon, iar 10 dintre aceștia au nevoie de terapie intensivă. Situația în această dimineață ne permite să transferăm deocamdată 2 dintre cei de terapie intensivă și 2 dintre cei care nu au nevoie de terapie intensivă. Deci, rămâne un număr mare de pacienți care sunt tratați în unitatea primire urgențe, unii dintre ei la fel ca în terapie intensivă. Situația este la vârf. În Brașov, aceeași situație. La Spitalul Modular, amplasat în curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, sunt 28 de paturi ATI COVID. Acestea însă sunt ocupate încă din luna noiembrie. De asemenea, la unitatea de primiri urgențe se află 13 pacienți care sunt în așteptare. În aceste condiții, lipsa personalului medical a devenit o problemă, iar cadrele medicale din spitale sunt epuizate. Vin pacienți noi în secții și nu avem unde să le internăm. Și se suprapun și pacienți care sunt cronici cu cei care sunt acuți.
Și asta e o problemă. Este foarte greu pentru întreaga echipă medicală, pentru că pacienții sunt mulți, sunt gravi și atunci responsabilitatea este foarte mare. Totdeauna a fost responsabilitatea foarte mare, dar gravitatea cazurilor din ultima vreme duce la o supra-solicitare și psihică, nu numai fizică. Nu mai sunt locuri libere la terapie intensivă nici în Cluj sau Hunedoara. Și o undă de speranță. Premierul Florin Câțu vorbește pentru prima oară despre un scenariu de revenire treptată la normal. Scenariul ar urma să înceapă în luna iunie. Revenirea la normalitate de la 1 iunie depinde de evoluția campaniei de vaccinare. La finalul lunii mai ar însemna în cel mai pesimist scenariu să avem aproape, cu siguranță, 5 milioane de persoane vaccinate și într-un scenariu mai optimist 6,3 milioane de persoane vaccinate. 5 milioane de persoane vaccinate este o cifră importantă pentru noi, pentru că reprezintă 35%, aproape 35% din populația adultă care trebuie vaccinată și este momentul, cred eu, important la sfârșitul lunii mai să vorbim de revenirea economiei. O veste pe care proprietarii de restaurante și hoteluri o așteptau de mult. Este un pas important, este o dovadă că se merge în direcția deblocării situației. Noi am avut o situație un pic mai fericită în sensul că avem locații de food, avem locații care s-au pliat foarte repede pe livrările la domiciliu și față de anul 2019 cifra de afaceri a scăzut doar cu 15%. Dar în general în Horeca căderile sunt mai dramatice și de 100% chiar. Și faptul că se deblochează acum e o gură de oxigen pentru absolut tot. Pentru ca toate acestea să fie posibile, șeful executivului face apel atât la biserică, cât și la autoritățile locale să se implice în accelerarea campaniei de vaccinare. La rândul lor, reprezentanții mediului de afaceri au venit cu o altă propunere. Companiile mari din România ar putea să-și deschidă propriile centre de vaccinare pentru angajați, tocmai pentru a grăbi procesul de imunizare. Dacă vor avea la dispoziție centre chiar în propriile companii, astfel încât să fie o chestie foarte simplă, să te programezi în centrul de la companie, te-ai dus la birou, te-ai vaccinat, îți vezi mai departe de treabă. Dacă ai vreun mic efect advers, angajatorul îți poate da liber în ziua respectivă, cum fac foarte multe dintre companii. Eu cred că asta va ajuta. Există disponibilitate din partea companiilor de a sprijini inclusiv logistic și așa mai departe efortul ăsta de vaccinare. Autoritățile au anunțat că în România nu se va aplica certificatul verde, iar românii vor putea merge în vacanță fără acest document. În schimb, accesul în cinematografe, restaurante și teatre ar putea fi posibil numai în urma unui test rapid. Miercuri va fi stabilită componența Comitetului pentru Revenirea la Normalitate. Comitetul va fi condus chiar de premier. Pe lângă oficiali din Sănătate, Economie, Interne, alte ministere, în luarea deciziilor va conta și ce au de spus reprezentanții domeniilor, industriilor care au fost puse în așteptare în ultimul an. Explicația acum din partea Andrei Georgescu. Principalul rol al Comitetului Interministerial va fi să stabilească etapele în care se va reveni la normalitate în diferite domenii și, desigur, care vor fi regulile de urmat, începând cu jumătatea acestui an, din luna iunie. Atunci este termenul stabilit pentru redeschiderea economiei, așa cum a spus prim-ministrul. Ce ar putea însemna aceste etape și unde ar putea fi aplicate deciziile acestui Comitet pentru Revenirea la Normalitate? Horeca, unul dintre domeniile afectate de pandemia de COVID-19 și de asemenea evenimentele private, pentru că și pentru acest domeniu se așteaptă reguli pentru reluarea acestora care au fost oprite complet la nivelul întregii țări încă de la începutul toamnei anului trecut. De asemenea, sunt așteptate decizii și în privința reluării spectacolelor, a pieselor de teatru, dar și a festivalurilor. Nu în ultimul rând, sunt așteptate decizii cu privire la reluarea evenimentelor sportive cu spectatori și din perspectiva lui Euro, care se va juca inclusiv pe stadioane din România. Nu în ultimul rând, o decizie importantă, care însă va fi aplicată cel mai probabil abia din anul școlar care va începe la toamnă, se referă la revenirea la învățământ față în față pentru
toți elevii, pentru că sunt zone și mari orașe în țară unde elevii din anii intermediari, în mod special, nu au mai fost la cursuri față în față încă din primăvara anului trecut. Nu în ultimul rând, scopul principal este să se ridice presiunea de pe spitale. Nu s-a vorbit deocamdată despre reguli pentru toate aceste domenii, însă dacă ne uităm la ce au aplicat alte state sau la propuneri venite chiar din diverse industrii, ne-am putea gândi, spre exemplu, la teste rapide pentru accesul la diverse evenimente sau adeverință de vaccinare, nu în ultimul rând, un eventual certificat care să ateste prezența anticorpilor. Toate aceste relaxări depind însă de atingerea țintelor de vaccinare. Care sunt acestea? Până la finalul lunii mai, în cel mai rău caz, cel puțin 5 milioane de români vaccinați, în perspectiva optimistă, peste 6,3 milioane de români să fie vaccinați. Nu în ultimul rând, ținta pentru finalul lunii iulie de data aceasta este atingerea unui prag de cam 60% din populație care să fi fost deja vaccinată. Scandal uriaș în Franța, în plin lockdown, în timp ce francezii de rând sunt obligați să respecte reguli stricte, de sâmbătă chiar carantină națională, în cercurile selecte sunt la modă dineurile clandestine, cu caviar și șampanie, la care participă chiar și miniștrii. Fără reguli, fără măsuri de protecție anticovid, postul de televiziune M6 a filmat cu camera ascunsă în astfel de locuri unde clienții care ocolesc restricțiile cheltuiesc și 500 de euro pe seară. Totul în condițiile în care în Franța restaurantele și barurile sunt închise, cel puțin de ochii lumii, de la sfârșitul lunii octombrie. Procurorii au deschis o anchetă, inclusiv în cazul miniștrilor. Pour accéder à ce restaurant UP, il faut entrer dans cet immeuble situé dans les beaux quartiers parisiens. L'adresse n'est connue que de quelques privilégiés. Ces deux clients restent évasifs quand on leur demande notre chemin. Il semblerait, ouais. Car déjeuner ici est illégal. Bonjour monsieur, bienvenue. Nous décidons de réserver une table pour ce soir, mais avant il faut montrer patte blanche. Vous venez de la part de... Nous devons également choisir notre menu. Le soir, c'est les menus à partir de 160 euros. Et qui vont jusqu'à 490 euros. Une clientèle fortunée, car le chef est peu connu du grand public, mais proche des stars. Dans la salle, pour plus d'intimité, les volets sont fermés. Le service est haut de gamme. Pourtant, le personnel ne respecte pas les gestes barrières. On n'a pas de masque. Bon. Les clients non plus d'ailleurs. Les gens qui viennent ici, en fait, retirent le masque. Il y a pas de... Une fois que vous passez la porte, il n'y a plus de Covid. Donc les gens se sentent à l'aise et... Des rassemblements quotidiens ont lieu midi et soir, comme cette fête payante organisée hier dans un lieu privé de la capitale, 220 euros la soirée, caviar et champagne. Sur ces images que nous nous sommes procurées, une quarantaine de convives, sans masque, certains se font la bise. Nous avons contacté l'organisateur de ce dîner illégal, ce collectionneur renommé se défend et dénonce une pratique généralisée. J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants, qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins, avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. On est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Une démocratie dans laquelle plus de 5200 personnes sont ce soir en réanimation. Pour mise en danger de la vie d'autrui, les organisateurs de soirées clandestines risquent un an de prison et 15 000 euros d'amende. Les participants, eux, peuvent recevoir deux amendes de 135 euros, l'une pour non-respect du couvre-feu, l'autre pour non-respect du port du masque. În România, 70% dintre cuplurile care au vrut să se căsătorească în ultimul an au fost nevoite să-și amâne nunțile. Celelalte cupluri au apelat la ceremonii restrânse. Industria nunților a funcționat în ultimele 12 luni la doar 5% din capacitate. Flavia și Ovidiu s-au căsătorit în decembrie 2020. La eveniment au putut fi prezenți doar 14 invitați din cauza restricțiilor. Tinerii doresc să organizeze o petrecere la care să poată veni toate rudele și toți prietenii. Mi-am legat destinul cu persoana pe care o iubesc cel mai mult. E o experiență unică și probabil pe care o vei reține minte toată viața. Care era planul inițial? Când doreați să vă faceți nunta? Planuiam și noi să ne căsătorim anul acesta. Din păcate, situația nu o permite, așa că a trebuit să amânăm. Ne dorim să fim alături de cât mai mulți dintre cei dragi și asta sperăm să fie posibil cât mai curând cu putință. B
Bianca și Cristian și-au organizat nunta în detaliu pentru mai 2020, dar au reușit să-și oficieze doar cununia civilă în iulie. Spun că nu renunță la planurile inițiale. Deocamdată am ales încă o dată de backup, dar rămâne să vedem exact dacă o punem în aplicare sau nu până la urmă. O dată de backup pentru anul viitor. De la început am plecat cu minim 400 de persoane. Nu știu exact dacă se va putea ține și la anul cu numărul acesta de persoane, dar bineînțeles o să ne adaptăm. 7 din 10 nunți planificate în 2020 au fost anulate sau amânate. Cei mai mulți tineri doresc în continuare să-și organizeze evenimentele în 2021 sau în 2022. În acest context, Asociația Furnizorilor din Industria Nunților propune testarea masa tuturor invitaților înainte de a intra în restaurante. Sunt 3 scenarii propuse guvernului pentru organizarea evenimentelor: verde, galben și roșu, în funcție de situația epidemiologică. Dacă vorbim de scenariul roșu, așa cum suntem acum, în cea mai gravă situație, propunerea noastră este ca nunțile să poată avea loc după 15 mai, în situația în care toți participanții sunt una dintre cele 3 categorii, și anume ori sunt vaccinați, ori au trecut prin COVID, ori sunt dispuși să facă teste. Organizatorii de evenimente propun ca numărul de invitați să fie stabilit în funcție de spațiul pus la dispoziție. Avem în jur de 100 de nunți, spre deosebire de 2019, când aveam vreo 200 de nunți în clipa asta, care ar începe undeva de pe 15 mai. Distanța o putem rezolva, să o păstrăm 2 metri între mese. Ringurile vor rămâne mult mai largi, adică nu o să mai putem să facem cu același număr de persoane. Cu siguranță vor fi mai mici evenimentele. De obicei mai creșteam prețurile de pe un an pe altul în funcție de ce se mai întâmpla și cu economia, dar a rămas totul la fel, chiar am făcut și reduceri, de la 10 până la 20%. Premierul Florin Câțu a spus că se discută despre o revenire la normalitate pentru evenimentele de familie, precum nunțile și botezurile, după 1 iunie. Ultimatumul de la metrou a expirat încă de vineri. Sindicatul trebuie să evacueze chioșcurile din tunelurile de acces în stații. Și nu se grăbește. Colegii mei au filmat astăzi la metrou și totul era de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Metrorex a anunțat în urmă cu mai bine de o săptămână că a notificat firma care administrează spațiile comerciale de la metrou ca în regim de urgență să fie eliberate și predate către administratorul rețelei de transport subteran toate spațiile comerciale până la data de 2 aprilie. Reprezentanții Metrorex au decis că toate aceste spații trebuie să dispară din subteran și au și argumentat această decizie spunând că magazinele pun în pericol viața călătorilor în cazul în care ar exista o urgență și mai mult decât atât sunt foarte multe spații comerciale care nu dețin un aviz ISU. Noi nu avem relație contractuală cu Metrorex, noi avem cu Sindomed. Noi plătim chiriile lună de lună la Sindomed. Sindomedul plătește taxele la stat, Metrorex nu are drept de a face contracte de închiriere, de a desfășura activități comerciale. Deci, până nu există o hotărâre judecătorească să se pronunțe instanța, nu văd cum ar putea să vină să ne dea afară din spații. Există o somație care expiră în data de 2 aprilie, după care mergem înainte cu căile legale, cu evacuare, cu demolarea acelor spații care nu au forme sau celelalte măsuri prevăzute de lege. Nu dăm niciun pas înapoi. Există persoane care de acolo își cumpără de dimineață, chiar și eu îmi cumpăr dimineața de acolo. Mâncare, apă, ce am nevoie. Magazinele metro sunt necesare. Este cam pentru mine neclar de ce spațiile metroului sunt folosite atât de nerațional. Eu am depistat foarte multe locuri unde ar putea să se afle diferite mici magazine. De exemplu, la Eroilor, acolo deci este un neajuns mare de magazine. 1600 de comercianți își desfășoară în prezent activitatea în subteran.
În Grecia, cum țara, își urmează planul de relaxare și deschidere treptată a economiei, în ciuda unui număr încă mare de infectări. Majoritatea magazinelor s-au deschis astăzi, mai puțin marile centre comerciale. Regulile de acces sunt total diferite față de cum erau până la intrarea în carantină. Cetățenii trebuie să-și facă programare prin trimiterea unui SMS cu numele lor către Serviciul de Protecție Civilă. Programarea este valabilă doar 3 ore și poate fi utilizată o singură dată pe zi. Doar cumpărătorii care și-au făcut programare pot intra în magazin și este permisă numai plata cu cardul. În România, guvernul nu vrea să schimbe regulile pentru magazine, chiar dacă reducerea programului a făcut cozi în unele locuri. Subiectul i-a prins pe socialdemocrații, i-au atacat în instanță măsura executivului și detalii ne aduce acum jurnalistul Digi24, Ema Stoica. Ema. Bun găsit tuturor! Premierul Florin Câțu a spus că se află în discuții permanente cu reprezentanții magazinelor. De asemenea, a spus că a cerut o analiză din partea retailerilor privind aglomerațiile care au avut loc în ultimul timp în supermarketuri, pentru a vedea dacă acestea au fost cauzate de sărbătorile din această perioadă. Știm că în weekendul trecut a avut loc Paștele Catolicilor sau măsura pe care a luat-o executivul a dus la aceste aglomerări. Pe de altă parte, premierul Florin Câțu spunea că această măsură, din contră, este una bună pentru că în momentul de față vedem că am ajuns pe un prag al cazurilor de COVID-19, ceea ce înseamnă că are un impact pozitiv. Pe de altă parte, opoziția critică măsura pe care a luat-o executivul. La sfârșitul săptămânii trecute, Partidul Social Democrat a atacat în contencios administrativ la Curtea de Apel București măsura prin care magazinele se închid la ora 18 la sfârșit de săptămână, acolo unde rata de incidență este între 4 cazuri la 1000 de locuitori până la 7 cazuri la 1000 de locuitori și pe tot parcursul săptămânii, acolo unde rata de incidență depășește 7,5 cazuri la 1000 de locuitori. Motivul pe care l-au invocat social-democrații în acest atac la Curtea de Apel București a fost faptul că guvernul în momentul de față nu are în spate o analiză științifică pentru care a luat această măsură. Rămâne de văzut dacă Curtea de Apel va decide suspendarea măsurii până la o decizie finală. Moarte suspectă a unui medic rezident la Timișoara. Tânărul în vârstă de 27 de ani lucra în secția de terapie intensivă a Spitalului Județean și a fost găsit fără suflare acasă. Colegii nu exclud varianta unei sinucideri și pun gestul șocant pe seama epuizării fizice și psihice la care sunt supuse cadrele medicale în ultima perioadă. Vlad avea 27 de ani și de 3 ani era medic rezident pe secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Timișoara. Duminică seara, tânărul a fost găsit fără suflare acasă, chiar de mama lui. Femeia a sunat disperată la 112. Polițiștii secției 3 au fost sesizați cu privire la faptul că un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost găsit decedat în casă de către aparținătorii familiei. Medicii ajunși la adresă au încercat să-l resusciteze, în zadar însă. Suspiciunea inițială de ucidere din culpă sau sinucidere, mai bine zis, este o situație care poate fi atribuită stresului imens la care sunt supuși medicii în această perioadă. Să nu creadă cineva că dacă noi suntem medici, suntem Dumnezei sau nu avem trăiri emoționale. Era un om sensibil și interiorizat, se pare, foarte interiorizat. Și pe acest teren, iată, burnout-ul teribil care a cuprins marea majoritate a personalului, fără îndoială accentuat de ambianța din societatea românească, apăsătoare pentru noi, personalul medical, au dus la acest denodământ. Specialiștii vorbesc tot mai des despre epuizare în rândul cadrelor medicale. După un an de zile de luptă cu această boală,
indiferent de specialitatea pe care o au medicii, indiferent de experiență, dacă lucrezi și 24 de ore pe zi, da, după o gardă, dacă știi că ai făcut tot ce ai putut și totuși un pacient moare, asta nu înseamnă că pe ei nu îi afectează. Ei afectează enorm. Lucru confirmat de altfel și de studiul efectuat de Spitalul Victor Babeș din Timișoara în rândul cadrelor medicale. Potrivit cifrelor, peste 56% dintre respondenți acuză epuizare fizică și emoțională, 60% resimt un stres enorm, îngrijorare și oboseală acută, iar peste 9% recunosc că au uneori stări depresive. Toți dintre noi ne încărcăm și empatizăm cu pacienții, pentru că nu putem să fim roboți. Și atunci, pe termen lung, acest lucru spune asupra noastră, își pune o amprentă negativă. Din păcate, comunitatea este foarte împărțită și este foarte dezbinată, acum când avem mai mult nevoie de solidaritate, ca să putem depăși și acest ultim hop. Iar stările se accentuează, spun medicii, când pacienții pe care îi au în grijă nu pot fi salvați. Te simți neputincios, nu poți să faci nimic. Încerci să faci tot ce știi, tot ce poți, iar el totuși decedează și decedează tot mai mulți, tot mai repede. Ai senzația că orice ai face este în zadar. În astfel de cazuri se recomandă ca personalul medical să apeleze la psihologul spitalului pentru suport emoțional. Noi tensiuni în coaliție. Nu s-au înțeles cu desființarea secției speciale, nu se înțeleg nici cu legile justiției. Liberalii îl acuză pe ministrul justiției de la USR că nu se consultă cu partenerii de guvernare. Astăzi, președintele Comisiei Juridice din Senat i-a transmis ministrului justiției că modificările pentru care a cerut aviz de la CSM nu au undă verde din partea coaliției. Mai mult, există posibilitatea ca ele să nu corespundă nici cerințelor Comisiei de la Veneția. L-am văzut pe liderul PNL, Ludovic Orban, care spune că nu a existat o dezbatere publică amplă în societate și că nici nu v-ați consultat cu colegii din coaliție. Proiectul este în varianta propusă de guvernul anterior, da, se știe foarte bine, este în dezbatere, în consultare publică din septembrie, de la sfârșitul septembrie anul trecut. Vechile deci modificări. Au trecut 6 luni de zile în care aceste legi au fost supuse dezbaterii publice, au existat consultări. Observațiile punctuale venite din partea colegilor de coaliție vor fi avute în vedere pentru forma finală a proiectului, după ce vom avea și avizul CSM, vom avea și punctele de vedere ale colegilor din coaliție. Suntem într-un calendar foarte bun și că trebuie să respectăm acest calendar pentru că e și o chestiune pe care am asumat-o față de alegătorii noștri, față de partenerii europeni, față de delegațiile Comisiei Europene. Reacția ministrului la reproșul președintelui PNL e criticată de senatoarea Iuliana Scântei, cea care conduce Comisia Juridică din Senat. Aceasta susține că liderii coaliției nu au avut niciodată în față modificările făcute de Stelian Ion la proiectul mai vechi pe legile justiției, la care a lucrat anul trecut Cătălin Predoiu. În plus, numirea procurorilor șefei României, ori rolul CSM în varianta Stelian Ion, ar putea să nu răspundă cerințelor Comisiei de la Veneția. Proiectele transmise de Ministerul Justiției în procedura de avizare interministerială și pentru aviz la CSM nu au fost discutate în privința modificărilor intervenite ulterior preluării mandatului în cadrul coaliției. Într-adevăr, sunt făcute anumite modificări față de proiectele lăsate de ministrul liberal Cătălin Predoiu la sfârșitul mandatului. Ne-am fi așteptat să avem o discuție nu neapărat pe chestiunile de tehnică juridică, soluții legislative propuse, ci pe impactul acelor măsuri. Ne pună pe gânduri dacă vor răspunde solicitărilor și recomandărilor Comisiei de la Veneția. Este una dintre aceste modificări pe care ministrul Justiției și le-a însușit, repet, personal, fără să aibă o discuție colegială cu membrii coaliției, majoritar parlamentare, exact acea coaliție care l-a investit ca ministru. Legile justiției au fost criticate în stradă de societatea civilă și au fost propuse de fostul ministru al justiției din guvernul PSD, Florin Iordache. Dincolo de un dezacord în coaliție, modificarea acestor legi ar putea ajunge din nou la CCR prin sesizarea PSD. Vă întreb eu,
acum, pe dumneavoastră, dragi colegi parlamentari de la PNL și USR, cu ce e mai bun ministrul justiției Stelian Ion decât domnul Iordache în acest moment, în momentul în care nu există clar în acest moment un consens în ceea ce privește modificarea legilor justiției? Potrivit unor surse, Stelian Ion a cerut avizul CSM inclusiv pentru articolele declarate neconstituționale de CCR în 17 martie. Practic, judecătorii CCR, la sesizarea PSD, au declarat neconstituționale articolele care stabileau criteriul bunei reputații pentru admiterea în magistratură. În acest context, proiectul trebuie modificat obligatoriu. Primarul din Motru, Gorj, a fost filmat la o petrecere privată cu mulți participanți, fără măști și cu lăutari. Cântăreții au fost cei care l-au dat de gol pe primar. Unul dintre ei s-a lăudat pe Facebook cu o transmisiune în direct. Polițiștii au aflat și și-au făcut datoria. Au dat 11 amenzi în valoare totală de 3.000 de lei. Reporterii Digi24 au stat de vorbă cu primarul, care consideră că nu a greșit și nici măcar nu a fost amendat până acum. Am fost ieri în cursul zilei la o ziua onomastică, am plecat la un anumit moment, dar până la urmă nu știu dacă am greșit cu ceva sau atât de mult, având în vedere că eram, cred că până în orele 22, am văzut și am auzit că pe ceea ce se discută că am fost mai multe persoane, că nu trebuia să facem, eu știu, acele întruniri, acele bifuri numite de către toată lumea. Până la urmă, ca o mică glumă, la modul așa se protestează împotriva măsurilor anticovid. Asta e ca o glumă. Acum, dacă am greșit, vom fi sancționați. Marea Britanie anunță un nou tratament pentru cancerul de sân. Despre ce metodă revoluționară este vorba, vedem imediat în jurnal. Vă așteptăm! Spitalele din Marea Britanie au introdus un nou tratament pentru cancerul de sân. O injecție care durează 5 minute în locul tratamentului cu perfuzii de 2 ore și jumătate. Nu doar că menajează personalul medical și pe pacienți, dar este un avantaj în actuala situație sanitară, întrucât reduce semnificativ riscul de infectare cu coronavirus pentru o categorie vulnerabilă. Injecția combină două medicamente pe bază de anticorp care până acum erau administrate separat. Va fi oferită persoanelor cu un anumit tip agresiv de cancer, responsabil de 15% din cazuri. În decembrie, medicamentul a primit undă verde și în Uniunea Europeană. Despre ipocrizia românilor, acum 90% dintre ei cred că centura de siguranță are o importanță vitală. Doar jumătate însă obișnuiesc să o poarte și pe locurile din spate. Sunt în continuare foarte căutate adaptoarele care păcălesc sistemul de avertizare la lipsa centurii de siguranță. Studiile realizate la nivel european arată că nepurtarea centurii de siguranță reprezintă a doua cauză de deces în rândul accidentelor rutiere. Primul loc însă este ocupat de depășirea limitei de viteză legală. La primele ore ale dimineții am surprins șoferi în traficul din capitală care spun că din grabă nu au mai avut timp să-și pună centura de siguranță. E foarte importantă. Și o purtați? De obicei da, dar acum mă grăbesc. Nu, mă tot au jos din mașină și tocmai de-aia. În schimb, pentru alți șoferi este chiar esențială. Pentru mine e important. Nu știu pentru alții, dar pentru mine este. Și cât de des o purtați? În fie cum am suit în mașină, am pus centură. Deși legea spune clar că centura este obligatorie și pentru locurile din spate, mai nimeni nu o folosește. În principiu nu. De ce credeți că în spate nu este la fel de important? A rămas așa. În spate sunt puțin mai protejați. Deși știu că încurajează un comportament ilegal, ba chiar periculos, mulți comercianți s-au adaptat cererii și vând dispozitive menite să îi ajute pe șoferi să păcălească senzorii mașinilor. Intră asta aici. Da? Nu mai privei. Da? Vreți să o scoateți? Înțeles. Exact cum o scoate. Și la ce preț sunt? 20 sau 30. Vânzătorii știu că aceste produse nu sunt legale, dar continuă să le comercializeze. Sunt legale, adică dacă o prinde poliția. Nu sunt legale. Deci, sincer, ăsta este adevărul. Nu sunt legale. Dar toată lumea le cumpără. Deci ăsta, dacă îl băgați, ca să băgați centura dumneavoastră, dacă vine miliția, trebuie să scoateți pasta, să băgați pasta. Astea rămân acolo în permanență. Nerespectarea obligației de a purta centura de siguranță se sancționează cu o amendă cuprinsă între 2 și 3 puncte amendă și 2 puncte de penalizare.
adică până la 435 de lei. Numai anul trecut, polițiștii din București au dat peste 9500 de amenzi pentru nepurtarea centurii de siguranță. Rusia testează o superarmă strategică și masează trupe la un nivel fără precedent în Arctica. O dovedesc imaginile din satelit, dar evident ele sunt doar vârful icebergului. Oficial, Moscova este interesată doar de protejarea zonei sale arctice, militar și economic, dar țările din jur, nu numai ele, sunt preocupate de atitudinea agresivă a Rusiei. La mijloc este, desigur, mult râvnita rută comercială din Oceanul Arctic, posibilă din cauza încălzirii globale, care a topit dramatic calota polară, dar și rivalitatea geostrategică dintre Rusia și Statele Unite într-un moment în care relațiile dintre cele două mari puteri sunt mai încordate ca oricând. Experții și oficialii occidentali sunt îngrijorați mai ales de o superarmă numită Poseidon 2M39. Această torpilă, invizibilă pentru radare, este alimentată de un reactor nuclear și este concepută de ruși pentru a se strecura pe lângă paza de costă a altor țări pe fundul mării. Proiectilul poate provoca valuri radioactive care pot face zonele țintă nelocuibile timp de decenii și implicațiile ecologice pot fi dezastroase. It's aimed at targets and has then an influence far beyond the region in which they test it currently. But it's new and it's something we need to get our hands around and our heads around and understand what this really means. Imagini obținute din satelit arată o dezvoltare continuă și puternică a bazelor militare ruse și a echipamentelor în zona arctică, împreună cu spații de depozitare subterane, care cel mai probabil sunt folosite pentru a stoca noile tehnologii. Bazele sunt dispuse în poziții cheie pe tot parcursul rus al zonei arctice, unele foarte aproape de Statele Unite, în special de Alaska, dar și de Norvegia în peninsula Kola. Officials have expressed concerns to me that this build-up is not just about protecting, it's also about projecting power across the ice, even towards the North Pole. Chiar dacă mișcările Rusiei în Arctica sunt agresive și provocatoare pentru statele membre NATO, cel mai important aspect al zonei este unul economic. The development of the Russian Arctic is absolutely essential to Russia's economic survival, but they do have a very ambitious vision for turning the Northern Sea Route, as President Putin has said, into the next Suez Canal. Recent, Rusia și-a promovat intens progresul militar din zona Oceanului Înghețat. 3 submarine dotate cu rachete nucleare au spart simultan calota glaciară în cadrul unor exerciții militare de amploare la nord de Cercul Polar. Potrivit marinei ruse, stratul de gheață penetrat de vasele de luptă avea 1,5 metri grosime, iar submarinele au avut ordin să străpungă calota la 300 de metri unul de celălalt. Manevrele au loc aproape de arhipelagul Franz Josef din Oceanul Arctic. În regiunile sudice va fi atmosferă de primăvară cu temperaturi de până la 19 grade Celsius. În schimb, în nord-vest, vremea se răcește accentuat și revin ninsorile. Detalii acum la meteo.